deci soria a tras romanii din Dacia. S-a terminat băutura, clar. Yeah. Domn profesor, poți să mă duc o leacă la WC-ul? De ce să mergi la WC-ul? Că-ți bat țapă-n. Te-ai îmbătat înainte de bac? Ce ai avut, mă, băiatul așa de important de sărbătorit înainte de asta? Celebrez faptul că am reușit să conving o femeie aseară să culc și cu mine fără să folosesc forța fizică. El am arătat pe Ștefan și el mare de bună voie și nesilit de mine. No. De ce o pierdut Mihai Viteazu lupta de la Miraslău? Păi simplu, că s-o grăbit. Nu trebuie așa pe fugă să facă, cu treabă bună că tine el numai ce tu i ataca și apoi să plictiseau ăia și să dădeau bătuți. Am gătat și al doilea exercițiu. Vă rog frumos, pixurile jos, examenul se încheie aici. Tu la ferească Dumnezeu! Dar păi nu era vorba că bacul ține o săptămână. O săptămână pentru toate materiile. Fa, futu-i soarele ei de treabă, mă. Dar păi am gândit că ține o săptămână pentru o materie și așa mi se părea puțin. Nu. Am gândit că am vreme, am un... Așa, să vedem dacă a picat subiectul care l-am scris pe fițuică. Așa. Deci, prezentați parcursul unuia din cei trei domnitori la alegere. Bun, deci, Ștefan cel Mare. Aoleu, Fănică, mâncați și talentul tău, deci nu știu nimic de tine decât că îți plăcea femeile mai mult decât îi place lui Montu Cocaina. Așa, Mihai Viteazu. Mișule, ți-ai să nu-ți pierzi capul, dar cine să mă asculte? Și aici Vlad Țepeș. Vlade, Vlăduțule, aici ne asemănăm ca mai da și eu câteva țepeș. Domn profesor, auzi aici, băiatul. Spune, te rog. Nu știu nimic de băieții ăștia, nu am ce să scriu, n-am nici pe copiuță despre ei, știi? Auzi, pot să scriu despre altcineva, despre un băiat voievod contemporan care îl știu eu de aici după interval? E, are și numele, e mare boss la fel ca Ștefan cel Mare, dar are și numele asemănător, e fan evaluare, știi? Și e pe interval, aici, acelea, pe interval. Scriu despre el. Cum îți permiți să ne compari domnitorii cu astfel de oameni? Ieși afară! Ești respins! O, ce te-am ales așa, Aristotele! Că oricum plecam, da? Că eu n-am nevoie de bac. Și știi de ce? De ce? Că eu merg cu avionul, fraiere, da? Nu pe apă ca săraci. Ai înțeles? Hai, ceau! Și încă o chestie, da? Niciunul dintre voi nu știe istoria adevărată. Cum adică nu o știm? De ce nu o știm? Pentru că eu o scriu. Hai, dipa! E așa, cum a recuperat Romania Transilvania de la mâinile inamicurilor prin hoție, ca de obicei? Cine a fost primele populațele de la Spația, Carpatu, Danubianu, Punticul? Dacele sau romanurile, ungurii? Asta a fost întrebare capcane, am prins. Întrebarele numera 3. Cu cine a... Ianoș, examenul s-a terminat. Ce? Butoaiele cu untură ce este? Nu pot să cred că faci cu foiul la fel cum v-ați făcut cu ardealul meu. Fii atenție aici. Te avertizesc. Dacă nu dai autonomie să mai scriu două paginuri, sun la unchea mea parlamentară și te zbor de aici. Nu mă interesează, băiatule! Nu ai răzgândeală? Ok. Uite. Alo? Kelemen Hunor? Vorbește, te rog, cu doamna Iohannis, se dea afară de la învățăminte pe... Ok, gata. Ia, scrie. Rominul Hoțomanul.